unul dintre lucrurile pe care le poți face aici este pur și simplu să stai și să te holbezi la trecător. Un gust foarte, foarte bun, care se găsește în miso, suc, care e așa, un flavor foarte bun. Unora le place foarte mult, un prieten de-al meu mai demult a zis că mănâncă seamănă de gunoi. Foarte mulți. În rest, toate spațiile comerciale sunt închise, acolo e vânzare maximă. În orice caz, povestea pe care a încercat Monica să o spună de mai multe ori și a bușit o plânsul de tot de atâtea ori, este povestea câinelui Hachiko. Ieftin, bun, tematic, dacă ești singur tematic, te bucuri. Oglinzi pe tavan, ai jacuzzi, ai tot felul exact, de exact. Este o țară în care oamenii nu prea vor să fie filmați, de multe ori se feresc de cameră. E un oraș, în ciuda faptului că sunt peste 37 de milioane de locuitori, foarte liniștit. Seara și bine ați revenit la un nou material ordinar, extraordinar. Suntem în Tokyo, capitala Japoniei și, deși nu facem asta foarte des, în vlogul de astăzi ne-am propus să explorăm viața de noapte a acestui oraș, pentru că pe cât de captivant și vibrant este Tokyo pe durata zilei, se pare că pe atât de interesant este și după lăsarea soarelui. Așadar, haideți să aflăm mai multe despre japonezi și despre cultura acestora din Shibuya sau, așa zisul, Times Square al Japoniei. Stați aproape pentru că și astăzi urmează super bine. Ne aflăm la Shibuya Crossing, în mijlocul orașului, am putea spune. Nu aveam cum ca în prima seară când am ajuns în Tokyo să nu ieșim puțin pe străzi și să vedem Times Square-ul, așa cum a zis Monica, și locul unde se adună foarte, foarte mulți oameni și traversează în diagonală. Perpendicular. O să traversăm și noi și o să începem traseul nostru în căutarea unor mâncăruri, unor străzi interesante de pe aici. Pe unele se bea, pe unele se face dragoste, ca să ne zic altfel. Pe unele se mănâncă, noi o să căutăm niște mâncare, niște înghețată, lumini, semne. Mai mult cu mâncarea. Da, mai mult cu uitatul, cu privit. Trecerea de pietoni este chiar aici și una dintre activitățile pe care oamenii le fac aici la Shibuya Crossing este să stea pe colțurile intersecției, sunt anumite câteva platforme puțin mai ridicate și să se uite la oameni. Unul dintre lucrurile pe care le poți face aici este pur și simplu să stai și să te holbezi la trecători, lucru care nouă ne place foarte mult. Pe lângă asta, în prima seară, înainte să plecăm, ne-am pus niște întrebări în vlogul trecut, în care Monica m-a întrebat ce mi-am imaginat eu despre Tokyo și dacă o să găsesc sau nu, și mă gândeam la motocicletele super sport și la Tokyo Drift. Și deja aici au trecut deja foarte multe mașini de acelea tunate, care ambalează motoarele, exact cum imaginam. Din calmul de peste zi, de când am ajuns, deci păream că suntem într-un sat, acum liniște, suntem în discotecă. Exact. E super viu, oamenii sunt foarte interesanți. Foarte colorat, foarte luminat. N-am văzut niciodată așa ceva. Aș putea compara cu intersecția de la Oxford Street și Regent Street din Londra. E ceva de genul, dar aici parcă sau Piccadilly Circus. Da, aici parcă nu e lumea atât de grăbită și parcă e puțin mai mult spațiu. Acolo parcă e mai mult așa repede, te duci să scapi da. Acolo, știi? Aici parcă e puțin mai mult loc. Deci exact mașini din Tokyo Drift. Să vedem dacă vedem și ceva motociclete sau nu. Acum mă ambalează, ia fii atent, că mă ambalează. În orice caz, povestea pe care a încercat Monica să o spună de mai multe ori și a bușit-o plânsul de tot de atâtea ori este povestea câinelui Hachiko, care era câinele unui profesor la universitate din Tokyo. Profesorul mergea la muncă cu trenul de aici, din stația asta, în fiecare zi și seara când se întorcea, câinele l-aștepta aici. La un moment dat, profesorul a murit la serviciu și nu s-a mai întors, iar câinele l-a așteptat în fiecare zi până la moartea câinele. Și de atunci câinele cred că a murit pe 7 martie și cred că în fiecare an pe 7 martie se întâmplă ceva aici în onoarea acelui câine, acestui câine. Gata, ne-am pus și noi la trecere, așteptăm să se facă verde și o luăm și noi în diagonală. Nu știu că nu contramergem, dar în diagonală. Câte mașini din astea sunt tunate. Da. Dar totuși nu sunt așa gălăgioase. Ori e foarte mare gălăgie și nu se simt chiar așa de tare, dar nu le rupi, așa de tare. Am emoții.
deci, traversăm intersecția. Reclame, reclame ca lumea ca la televizor, de câteva zeci de secunde. Și cu sunet, n-am mai, știi? De obicei sunt silențioase, dar sunt 100 de mii de sunete când din stânga, când din dreapta te lovesc. Am impresia că pe anumite ecrane chiar poți să stai să vezi la desene imagini. Foarte multă informație în intersecția asta. Asta pe care o să mergem noi e cea mai aglomerată în diagonală. Haide! Stai că te-ai pornit! Și foarte multă lume se oprește. Foarte multă lume se oprește în mijloc ca să fie fotografiat. Stai că noi am băgat viteză de nu ne întâlnim cu nimeni. Uite, vezi cum s-a oprit? Da, da. Opa, opa, stai. Traversăm pe Shibuya Crossing. Ce vorbești, mă? Din punct de vedere informativ, nu sunt foarte multe lucruri de spus despre această trecere de pietoni, ea fiind populară pentru acest haos organizat, pentru coreografia realizată de pietoni atunci când traversează într-un număr atât de mare strada. Este și motivul pentru care atrage atât de mulți turiști, cât și localnici. Toți vin să se fotografieze aici și să se minuneze de mare această de oameni. Adevărul este că noi venim dintr-o altă zonă a Tokyo-ului și acolo era o liniște de plină. Ne-am fi băgat la somn, având în vedere programul nostru de zi cu zi, însă odată ce am ajuns aici ne-am dat seama cât de viu este orașul în această zonă. Ca să nu mai vorbim mult, hai să o luăm la Puricat și să vedem, pentru că este zona în care se adună cei mai mulți dintre tinerii orașului. Modă, haine, băutură, exact cum am spus și în introducere, mâncare, vorbă multă, hai să le vedem. Bineînțeles, nu se poate să vii în Japonia și să nu mănânci prima masă un ramen autentic. Chiar aici, lângă Shibuya Crossing, la primul shop care are ramen, ne-am oprit. Trebuie să comandăm okay. Te-ai blocat la japoneză? Ok. Am băgat unul și vreau să mai adaug ceva. Am băgat un ramen și vreau să mai adaug încă un ramen. Ok. 2000 de ieni. Tot îmi vine să zic că ioani. Plătim cu cardul. Am aici buzunar. Am tot ce trebuie. Bag cardul. Aici. Merge. Payment is completed. Gata. A reușit să plătim. Au ieșit 2000 etichete din aparat. Fata de aici le-a luat și probabil și ne-a pus să stăm la o coadă. Și probabil că o să ne cheme în curând să ne așeze. Să sperăm că o să putem filma la interior. Cât de puțin. Este o țară în care oamenii nu prea vor să fie filmați, de multe ori se feresc de cameră. Și în restaurante am înțeles că uneori e ok, uneori poate să nu fie ok. Noi, în general, dacă filmăm la restaurant, ne filmăm pe noi, adică nu filmăm pe alții, așa că o să încercăm să vedem dacă se poate sau nu. Și acum masa noastră e pregătită, nu? Două pahare cu apă cu gheață. Vezi de unde în China avem doar apă caldă, aici doar apă rece. Rece rău. Și carafa are viață. Și foarte multe condimente pe masă. Și prosopele. Sunt locuri unde primești prosopel așa ambalat. Dar sunt locuri unde ți se oferă prosopul clasic, tradițional, cu med, dar nu mai știu unde. Ah, în Istanbul. Primei tot timpul prosoape, așa. Șervețele umede sau ce? Șervețele umede, da. Și acum așteptăm, parcă de obicei știi, vii la restaurant, te așezi la masă și comanzi. Acum e ciudat că parcă m-am pus, nu știu ce să fac. Uite, cred că da. În istoria ei, Japonia a fost o țară închisă exteriorului, nu a primit străinii, nu a făcut comerț cu străinii până în era Meiji, când prin anii 1880, în Yokohama, s-a deschis cumva portul pentru chinezi, iar chinezii au venit și au făcut în Chinatown acolo. Și unul dintre dish-urile, dintre felurile de mâncare pe care le pregăteau era mien. Mien în chineză înseamnă noodles. Dish care se numea la mien, noodle și întins sau ceva de genul ăsta. Iar japonezii l-au adaptat pe parcurs și a ajuns să se numească ramen. Ramen spre deosebire de udon, tot noodle japonezi, care sunt făcuți din buckwheat. Buckwheat e un fel de fișcă. Ramen sunt făcuți cu foarte mult ou, se gătesc foarte repede și
Eu nu cred că am mâncat în China până acum tăiței. Cred că majoritatea tăițelor din China pe care am mâncat sunt din grâu. Da. Și nu cred că au așa mult ou, sau nici nu știu dacă au ou sau nu. Și pe lângă asta, din ce am mai mâncat eu, nu în Japonia, dar ramen prin Londra și prin alte parte japonezi, diferă foarte mult și brotul. Brotul de aici, baza, stocul de supa, este, de-abia aștept să mână. Are un umami, un gust al cincilea gust, sau acum nu știu cum se numește, pe lângă sala dulce, cu amar și așa mai departe, este un gust foarte, foarte bun, care se găsește în miso, sup, care e așa, un flavor foarte bun. Unora le place foarte mult, un prieten de-al meu mai demult a zis că mănâncă seama de gunoi. Depinde. Exact asta voiam să zic, pentru că când am fost eu prima dată la Londra, Mircea era deja student acolo și mi-a făcut chemare. Mi-a zis, haide să te duc să mănânci ceva ce îmi place mie foarte mult și am fost la un mall, nu știu dacă mai ții tu minte, și m-a dus la ramen. Ferește băiatul ăsta, ce mănâncă el, cu ce trăiește, ce-i cu ciorba asta de gunoi, supă de gunoi. Nu. Și tu ai zis asta și mai zis cineva asta la da, fel. Da, nu, am înțeles. Și nici acum nu pot să zic că sunt mare fan. Mi-am luat astăzi pentru că sunt curioasă, am venit în Japonia și vreau să mănânc japonez. Între timp și gustul meu s-a mai educat, pentru că atunci nu eram foarte deschisă să încerc și pe măsură ce am început să călătorim și să cunosc mai mult și gustul meu să se educe, în perioada aia eu mâncam doar ciorbă strecurată, dar sunt curioasă să văd ce gust are și pentru că n-am mai mâncat de foarte mult timp. Da, da, e, adică asta cu umami și gustul de gunoi, pentru mulți face sens. Mie îmi plac foarte mult, oricum, și tăiței. Și mi-au făcut și colegii de la muncă în China pofte de tăiței, pentru că am niște colegi care mănâncă doar tăiței. Și fiecare zi la tăiței și aș mânca într-una, dar nu fac bine la stomac. Au ajuns ramenurile și al meu se numește tonkotsu, cred, sper că pronunț bine, care s-ar traduce precum oase de porc. E foarte simplu, pentru că stocul pentru acest ramen este realizat în mare parte din oase de porc fierte pentru mai bine de 18 ore, la care se adaugă, ce îmi pare că am eu aici, este o ruladă din porc realizată din ceapă, candida și alte părți ale porcului. Mulți spun că pot adăuga și carcasă de pui și condimente precum ghimbir, ceapă verde și alte. Hai să vedem ce gust are, sunt tare curioasă. Mi se pare că japonezii când îl primesc direct așa fierbinte, da, sorb noodle și aia, de-i bagă cu totul așa pe, da, pe gât. Și eu o să ajung, ai grijă, să nu... o să ajung curând pe sofa, da, ca să mă ajure. Bagă după metoda românească. Are destul de mult usturoi al meu, nu m-aș fi așteptat. Și noodle și de aici, din Japonia, nu au nicio treabă cu cei din China, adică se simte, sunt mult mai elastici, mult mai denși, mai sățioși, mai gustoși, puțin, bine, grași sunt din cauza uleiului din ramen. Da, dar... și clar ouă face diferența. Da. Pregătiți-vă că acum... Când durează să mănânce doi vloggeri, 200. Al toată meu lumea este... să-și pregătească supele acasă, că începe degustarea lui Mirci. Al meu este ramen cu porc. Da, ia să vedem. Nu știu mai multe detalii. Avem niște ciuperci, avem niște ofier, avem tot așa o urladă de porc și plouă în gură. Tăiței? Și niște... Băi, și cu babeții, că asta e exact ce-ți trebuie ție. Și ceva verdeață fresh. Să gustăm și supa. Ceapă de aia de mănânt așa. Supa e bogată, adică e... E și puțin grasă. Nu seamănă cu nicio supă. Încercăm și carne. Avem aceeași ruladă amândoi. Exact ceafă de porc, zici că e ceafă la cuptor. Chiar sunt super bun. Terminăm ramenul și o luăm în continuare la trez. Să mai căutăm niște mâncare. Da. Cam cum sunt intrările astea în, uite, în noodle shop, cu, da, cărdeluțele astea la exterior. Dar și foarte super, interesant super e, pentru că ce am văzut și se repetă, felul în care am comandat noi. Majoritatea restaurantelor au un aparat mare, ori cu butoane, am mai văzut și la intrarea la metrou, chiar la shop-uri mult mai mici,
de unde îți comanzi singur, plătești, după care primești bonus și pur și simplu te duci și îți ridici comanda. E eficient și interesant și sunt mai multe modalități de plată. Pe cât de tradițional arată intrarea în shop, înăuntru este automatul la care îți comanzi. Exact, exact. E o combinație între tradiție și modern extremă, extremă. Dacă e ceva ce îmi imaginam înainte de a veni în Japonia, erau aceste ganguri, așa cum este cel în care suntem acum, intrări micuțe de la strada principală, unde ba urci, ba cobori și sunt tot felul de restaurante și luminițe așa micuțe și spații foarte, foarte mici. În Tokyo până acum n-am văzut atât de, ca spații să fie atât de mici, spre exemplu, cum e concesiunea franceză în China. Sunt destul de mari, așa, dar sunt intime și un aer așa puțin ponosit, știi, cu lumini, cu culoare. Foarte interesant. Ne primăm așa și suntem în Japonia. E interesantă strada, are și un aer așa de bețivăneală, dar nu foarte... E clar o zonă foarte, foarte turistică pentru tineri, da. Sunt și mulți turiști, sunt și mulți localnici. Și fix aici, pe strada principală, pe un colț, sunt locări. Aproape că nu sunt vizibile pentru că ies foarte, foarte puțin așa în exteriorul peretelui. Însă le poți folosi cu, în baza monedelor. 100 de ieni. Ar trebui să arătăm și monedele pentru că sunt foarte, foarte interesante, mai ales una dintre ele. Da. Și au și o valoare destul de mare. Și de departe cea mai interesantă este asta de 50 de ieni, care seamănă puțin și cu niște monede antice chinezești. Nu știu exact pentru ce e gaură, dar imaginez că le puneai la un fel de șnuri și le foloseai ca să nu le pierzi, mă gândesc. Și pe lângă asta, nu știu dacă cele pe care le-am arătat, dar există monedă de 500 de ieni, care valorează 15 lei. Da, primi noi. Valoare destul de mare. Da, da. Dacă o pierzi, problemă. 3 euro, știi? Adică da. Și la numai 2 minute de house-ul pe care tocmai vi l-am prezentat, am nimerit pe acest bulevard paralel, unde sunt și reprezentanțele celor mai scumpe branduri de lux din toată lumea. Asta pentru că această zonă este populară și pentru asta. Aici vin majoritatea pentru shopping, să spargă bani mari, pentru că sunt magazine scumpe și pentru că există și cultura shoppingului de acest fel, nu numai cea a mall-urilor și a outlet-urilor, pentru că sunt și foarte multe outlet-uri în Japonia și magazine care oferă taxa. Mi se pare că euro pe care l-am făcut ca să intrăm în țară, putem folosi și ca să plătim fără taxe, cred. Da, da. Nu știm foarte multe despre asta, că nici nu am venit chitis pe shopping, noi mai mult am mâncat și pentru asta nu ne dă nimeni taxa înapoi. Mergem să vedem că căutăm niște înghețată, niște desert, niște ceva local, dar nu prea, nu știu sigur dacă o să găsim, dar hai să vedem. Nu știm sigur dacă găsim, pentru că multe dintre restaurantele la care ne-am uitat erau închise astăzi și azi e sâmbătă și se redeschid luni la 11 dimineața, dacă îți vine să crezi. Adică ele sunt închise sâmbătă mai toată ziua și sunt închise și duminică toată ziua. Apropo de chestia asta, scuze că te întrerup. Nu-i nicio problemă. Chiar că pe mine... Majoritatea programelor pe care le-am văzut astăzi afișate, încă de când am venit, ba încep la 11, ba la 12, ba la 1 și undeva până la 8, 9, 10 sau chiar 12 noaptea, dar nu am văzut niciun restaurant să se deschidă la 8. Da, fiecare tip de restaurant, cred că în funcție de ce vinde, are specificul și orele specifice la care sau operează. servesc cum s-a întâmplat la cafenea unde am văzut să mâncăm. Băutură dimineața și se deschide bucătăria mult mai târziu. Meniu între 8 și 11, meniu între 11 și 2 și tot așa. Da. Vedem mâine că noi ne trezim de vreme să mâncăm. Băi, nu mai cu gândul la mâncare, bă, frate. Hai, hop. Uite și aici, în diagonală. Da. Da, chiar că foarte multe. Nu am mai întâlnit până acum nicăieri o astfel de intersecție. Nu știu dacă prima dată s-a făcut în Tokyo, dar era la Oxford Circus. Nu e nix. Cum să nu, în diagonală? Era și așa și au băgat în diagonală. Da? Da. Dar asta nu e intersecție atât de mare, adică e o intersecție micuță. Dar nu știu dacă aia de la Oxford Circus e inspirată după Shibuya Crossing de aici. Da.
apropo de Londra, cu asemănare, e faptul că majoritatea tinerilor fac coadă la Family Mart, la supermarket, să-și cumpere alcool cel mai probabil. Asta se întâmpla și în Londra, tot timpul vineri seară, sâmbătă seară, se duceau, se goleau lafturile din Tesco și din supermarketuri, își luau ca lumea cu sticlele și îi vedeai pe stradă. Asta am făcut și în primul an de facultate, când am ieșit singura dată la club. Da, am mers cu colegii și ne-am îmbătat la off-license, la chioșc. Da. Și după aia am intrat la club, pentru că la club era scump. Agitat să bei. Deja, da. Foarte mulți. În rest, toate spațiile comerciale sunt închise, acolo e vânzare maximă. În față la Mega Image, cum ar veni, da, se bea ca și cum zici că e cocktail bar. Acest vlog este, sau era intenționat să fie despre viața de noapte, despre agitația din Tokyo. Numai că în baza ceea ce am filmat până acum, și da, era agitație în zona unde am fost, numai că la 300-500 de metri suntem într-un cartier rezidențial unde e foarte liniște și mă face să cred că experiența asta împreună cu cea de când am ajuns în Tokyo din vlogul trecut, mă face să cred că e un oraș, în ciuda faptului că sunt peste 37 de milioane de locuitori, foarte liniștit. Foarte liniștit, nu m-aș fi așteptat. Nu are zumzet așa, pe unde ne-am mai plimbat, pe unde așa. Tot timpul, când ieși la strada principală, sunt cartiere rezidențiale. Și e liniște, acum pur și simplu e liniște, oamenii dor. Și la 200 de metri mai jos, la Family Mart e în petrecere. Foarte interesant cum poate să fie atât de echilibrat. Aici parcă ești în Elveția. Opa! Mai scapă, mai scapă. Mai scapă câte unul. Uite puțin cum e strada asta. Filmează puțin strada asta. Filmează puțin domnul cameraman. Domnul cameraman filmează puțin. Uite cât de... Tokyo. 37 de milioane de locuitori. Cel puțin bizar, este drum, un club, care arată ca o biserică, cu niște fete deghizate în măicuțe, la intrare, te primesc, hostese, și înăuntru bubuială. N-am mai întâlnit așa ceva. Și ca orice cartier de noapte, și cel din Japonia are particularitățile sale. Și aici mă refer la hotelurile dragostei, așa s-ar traduce, Love Hotels. Localnicii spun că sunt o alternativă foarte bună dacă vrei să petreci o noapte de dragoste în liniște sau o noapte de dragoste tematică, pentru că clădirile și apartamentele fiind de așa natură în Japonia, adică mici și cu pereți subțiri, nu prea poți să te bucuri de intimitate, mulți dintre ei au colegi de cameră. Așa au luat naștere și aceste hoteluri, care acum sunt populare și printre turiști. Noi acum ne aflăm în zona unde sunt cele mai multe dintre ele. Interesant însă este faptul că ele pot fi o alternativă foarte bună și pentru călători. De ce spun asta? Ei bine, pentru că în Japonia, spre deosebire de alte locuri, check-in-ul începe destul de târziu, undeva între 4 și chiar 8-9 seara, și check-out-ul foarte devreme, la 9-10 deja trebuie să părăsești hotelul. Așadar, dacă călătorești, cum am făcut-o noi, peste noapte, aceste hoteluri nu sunt atât de populare pe perioada zilei și oferă prețuri foarte bune. Așa că poți să vii aici la Love Hotel, să te odihnești pentru câteva ore, ieftin, bun, tematic, dacă ești singur de bucuri. Oglinzi pe tavan, ai jacuzzi, ai tot felul de chestii. Exact. Dar mulți apelează la ele pentru că sunt o variantă mult mai ieftină și pentru că au așa, oferte de preț foarte bune, ce să zic. Dacă ai partener, treaba e și mai bună. Nu prea putem să filmăm așa, că sunt niște agenții în stradă care stau, te invită. Am văzut totuși, nu știu exact ce servicii oferă, pentru că am văzut că invită și oameni singuri. De exemplu, abordau o fată, abordau o altă fată care era singură pe stradă. Da, sunt și niște servicii de masaj, erotice, chestii erotice. Și de astea. Nu sunt foarte vizibile,
Adică trebuie să te uiți, exact. Pentru că, în general, la parter sunt spații comerciale, sunt restaurante și nu scrie, no, Love Hotel, că aici am înțeles că înainte, cu câteva zeci de ani sau chiar 100 de ani înainte, erau mult mai vizibile din stradă. Și ușor, ușor le-au calmat și au băgat toate chestiile tematice și așa la interior. Da, posibil. Nu mai țipă din stradă. Da, da. Am mai auzit și că sunt intrări separate. De exemplu, dacă te întâlnești cu cineva cu care nu e soția sau așa și stai cu socră și ai venit aici ca să ai intimitate și te întâlnești cu cineva cu care nu vrei să fii văzut, multe dintre ele au două intrări. Mi se pare corect. cum e? Avem grijă de intimitatea... Clienților, nu știu. Îi protejez. Cam acesta a fost vlogul de astăzi. Ca de obicei, sperăm că v-a plăcut și v-ați simțit bine alături de noi. Pentru noi a fost o experiență extraordinară și ne bucurăm că cu toată oboseala ne-am mobilizat și am ieșit. Ne bucurăm că am ieșit și noi odată din casă după ora 8 seara, că nu prea ne stăm fire, nu prea umblăm seara, nu prea ieșim să bem. Străzile. Nu prea ieșim în cartiere de genul, da. Dar am făcut bine că am ieșit, ca să vedem și noi viața de noapte a orașului. Mie mi s-a părut că se bea mult, dar cu măsură. E 12 noaptea, încă nu sunt oameni foarte mult să fie praf, să fie trântiți pe stradă. Mai vezi, dar nu foarte mult și nu gălăgioși. Și majoritatea sunt de civilizat. Și nu sunt agresiv deloc. Nu s-a luat nimeni de noi. Exact. Toți fericiți la cameră. Deodată toată lumea vrea să fie filmată, n-am înțeles nimic. Oricum. Nu uitați, dacă v-a plăcut acest vlog, like, subscribe, share masiv! Vă mulțumim tuturor celor care ne urmăriți, vă mulțumim celor care sunt membri ai canalului și celor care nu sunt membri ai canalului. Și nu în ultimul rând, multă sănătate la toată lumea! Și noi ne vedem data viitoare cu un nou material ordinar, extraordinar din Tokyo, Japonia! Japonia! Ciao! Sigur o să te găsești în orașul ăsta, la statuia... eu nu pot, pe mine să plâng. O să zic. Ce, Hachiko? Te-a plâns? Serios? De la film? Nu cred. Nu cred. Un profesor care a plecat cu trenul și din păcate nu s-a mai întors. Hai mă, lasă-mă, nu mai mă filmați, zici că e telenovelă. Iubit, acum. Sunt și mulți. Mi-e frică de el. Nu e neapărat autentic. Nici acum vede cât o motoretă, nu mai e. L-am pierdut în spatele camerei. E Yamazaki, Mamazaki, Kagasaki.